această ocazie numărul membrilor filialei Uniunii Ziariștilor din Chișinău la crește. Avem alături un om deosebit, e vorba de domnul președinte Dorul Dinu Glavan, domnul Iron Manega, cu certitudine în față, și domnul Feliță Car, cu detectivul de la. Dragilor, astăzi am reușit să avem parte de câteva evenimente deosebite. Deci unul a fost salonul de expo, unde am lăsat o ediție de patrimoniu. E vorba de poeziile alese din Vieru, Markovski și Nicolae Pandija, pe care le-am intitulat din Basarabia, poemile alese pentru frații de dincolo de drum. Uniunea Ziariștilor Profesioniști de România, cei care, după cum știm noi, despică pe firul de păr în patru, deci sunt foarte și foarte riguroși, au hotărât să scoată această ediție în ajunul zilei limbii române, urmând ca ea să fie repartizată bibliotecile publice din România. Este o apreciere pentru lupta noastră a tuturora pentru dreptul de a ne vorbi limba română, de a scrie fotografie latină, dar și o deschidere pentru toți dumneavoastră, viitori și actuali membri ai Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Eu îmi permit să-i dau cuvântul domnului Dorul Dinu Glavan, cel care a luptat pentru drepturile ziariștilor din România și care chiar a reușit să facă multe lucruri deosebit de frumoase. Și întrucât orice vorbă e frumos să fie urmată de fapte, cu atât mai mult îi aducem și mulțumirile și omagiile noastre. Eu ofer cuvântul. Răspund sărmâna, bun găsit, și se spune în fiecare an, când ajungem la august, ne apropiem de 39 august, ziua limbii române, dar cred că de până bucată de vreme, și mai ales anul acesta, am conștientizat că aceasta este o stare de spirit. 31 august, aici, acum 30 de ani, a fost ceva ce a făcut în Conjurul, așa cum spuneam, și astăzi dimineața la Fest Lumii, 700.000 de basarabeni care au cerut să se treacă la scrierea latină, limba românească, și cred că a fost începutul a ceea ce a continuat apoi în celălalt spațiu românesc din Codeprut. Așa cum și în 1918, tot de aici, din acest teritoriu, a plecat acea mare bătălie pentru Marea Unire, pentru România reîntregită de atunci. Emoția aceea de la 1 decembrie 1918 a mișcat și masa de jurnaliști din România, din București, care s-au întrunit în 11 ianuarie 1919 și au înființat Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, din România reîntregită. Fac această precizare. Da, deci dacă n-ați știut că din 1919 până în 2019, 100 de ani au ajutat pe casă, le mulțumesc, Vasile. Da. Deci e centenarul Uniunii, da. El e Poli. Spuneam că din România era întregită, pentru că nu se putea spune că n-a existat gazetărie și până atunci, la Eminescu, începând de la Eliade Rădulescu, sau chiar și mai devreme puțin, în spațiul, să zicem, românesc, așa cum a fost el împrăștiat. Deci această Uniune împlinește, am plinit 100 de ani, am pus o placă memorială pe clădirea unde s-a semnat acel act, am invitat la Casa Capșa, dacă acest lucru vă spune ceva, Casa Capșa era casa de primire în perioada interbelică a tuturor personalităților, scriitori, oameni de cultură, jurnaliști, desigur, și acolo au fost invitați toți patronii de presă din România, de la marile concerne, trusuri de presă din București, indiferent de culoarea lor politică și de ceea ce vedeți dumneavoastră când vă uitați și pe televizor, să ascultați la radio, cine, cum, cui împarte dreptate, da? Și au căzut de acord mai apoi, am înțeles, după discursul care l-am ținut acolo, cu privire la faptul că am întins o mână către toată lumea, să ne întâlnim mai des, să comunicăm, după care fiecare merge la locul de muncă și își duce serviciul mai departe. Cred că este un prim pas ca în presă să se întâmple ceva. Nici mâine, nici poimine. Dar cândva se va întâmpla, cred, ceva pozitiv, pentru că Uniunea Ziariștilor Profesioniști își dorește să, ca o Uniune profesională, nu ca trus de presă, ca redacție, să
promoveze lucruri mult mai sănătoase în spațiul acesta public care este presa. Și mă bucur că sunt astăzi aici, doamna ambasador, spunea de Milor Manega, membru Consiliului Director, purtător de cuvânt, un alt membru al Consiliului Director al Unii Jurești și Opinii Unii, este domnul Jurența asta Nicolae Davișa, academicianul Dumnezeu Cușinar. Deci, sunt aici cu forțe puternice din partea Consiliului Director, iar în jurul de onoare puternică al Uniunii este prezent aici de domnul Filiță Carp. Odată cu ei, Spiritul Uniunii. Doresc această Uniune să fie tot mai vizibilă, are acum peste 3.000 de membri din toate zonele presei. Sunt în valuri, spun acum 3.000, da? Dar de ea și până astăzi, cred că mai vin trec vreo 50. Nu știu, înțelegeți ritmul în care vin tot mai mulți jurnaliști valoroși, cunoscuți, de notorietate, indiferent pe ce baricadă se află. Am vrea toți pe o baricadă conștiinței proprii și pentru binele țării, dar vin foarte, foarte mulți. Chișinăul, mi se pare în 2015, într-o seară foarte frumoasă, la o bibliotecă. Ce bibliotecă era aceea? Asta. Aici? Dar nu în sala asta. Jos. Nu. La parter. La parter. În sala mare. Așa ceva. Deci tot în de aceasta. Atunci am dat gând unui proiect pe care l-am creionat cu fratele Vasile Larnicu Vâlcea, prin 2013 sau 2014. Și eu știu că am venit aici cu gânduri bune, ca și astăzi de altfel, și că întotdeauna, nu numai astăzi, întotdeauna, și am înmânat legitimații, s-a construit o filială, s-a dezvoltat sau, mă rog, activat filiala, s-au întâmplat niște treburi nu prea în regulă în 2017. 7 ani ne-a durat la noi acel, dacă ați citit prin presă sau ați aflat, acel puci, să spunem, dar s-au liniștit treburile și astăzi Uniunea este pe un făgaș foarte, foarte bun. Și datorită celor care sunt acum la conducerea Uniunii alături de mine, pentru că tot timpul am fost acolo, chiar dacă m-au bălăcărit și au zis că nu mai conduc pe Uniunea. Dar forța a stat în oamenii din jur. Mulți. Foarte mulți. Extraordinar de mulți. Și mă bucur de brandul pe care l-are Uniunea Ziarilor și Opinii Unii România, care adună jurnaliști din țară, din jurul țării și din diaspora. În 26 septembrie, la București, în seara de concerte în radio, o sală mare cu 900 de locuri, va avea loc sărbătorirea celor 100 de ani, în care vom avea și din diaspora, și din jurul granților, și de aici, jurnaliști din România, nu știu încă la ce nivel, am invitat de la președinție toate nivelele în jos, campania electorală este puternică, fiecare cum se îndeamnă să vină sau să vină această întâlnire cu gânduri bune sau cu rețineri, nu față de Uniune. Munca politică, care știți că și aici este cum este. Și acolo este o dispută mare și sper ca alături de jurnaliști, de 800 de jurnaliști câți vor veni acolo, vor veni foarte mulți reprezentanți de ambasade, din organizații publice, organizații independente care sunt partenere cu noi. De acum lansez invitația unei prezențe masive la 26 septembrie, pentru că în 27 septembrie, a doua zi, delegați ai celor 42 de filiale din țară și din diaspora, între care și Lea Drachișno, va trebui să aibă reprezentanți la o adunare generală extraordinară, a doua zi după 26, în care vom defini mai bine statutul acestei Uniuni. Nu este schimbat din niște motive ascunse. Evoluează viața, evoluează lucrurile și atunci trebuie și statutul să țină pas cu această evoluție în societate. Altfel de statut, regulamentul Comisiei de Atestare, foarte important document, și regulamentul jurului de onoare al acestei Uniuni. Deci sunt cele trei documente importante care trebuie să fie corelate și să
fac în așa fel ca toți membrii Uniunii să fie bine conturați, să fie atestați de această comisie și noi, cei de aici și toți ceilalți, să creăm un drum bun în presa românească, în presa de expresie română, ca să nu confundăm. Mi-aș dori tare mult ca lucrurile să se sedimenteze la nivelul filialei Chișinău. Fratele Vasile știu că a depus eforturi, a fost la București mai de multe ori, ne-a văzut acum vreo 3 săptămâni. Avem o situație din ce-l privește exactă, cu niște bani, drept cotizație, aia care este una infimă față de cotizația din țară, care este normal și nici nu se pune altă problema. Da. Singura problemă vis-a-vis de acest lucru concret pentru care, de fapt, ne aflăm astăzi aici și ne-am fost să ne vedem astăzi, venind aici la această zi de 31 august cu gânduri curate la Bookfest pentru lansarea cărții și trebuie să spun că în toată această relație cu nu sunt cu Republica Moldova, cu țărmul de dincolo de Prut, adică de aici, eram la... Da. România are întregită asta, care copide și Moldova de răsărit. Deci au răsărit foarte multe, dacă vorbim de răsărit, deci au răsărit foarte multe în spiritul românesc, da? Despre care am spus puțin mai devreme. Dar doamna Iuliana este de asemenea membru a Uniunii noastre și este un membru marcant și ajută în foarte multe activități. Cum poate ați văzut-o și la televizor, când am nominat Premiul Uniunii Zerici și Profesorii în 2018, lucru întâmplat în iunie, a prezentat unul dintre premianți și așa mai departe. Deci de aceea este alături de noi și astăzi și va fi în continuare alături de fratele Vasile, cum de domnul Nicolae Darvișa, nici mai vreau să mai spun ce înseamnă prezența domniei sale în Consiliul Director și în această Uniune a Zericilor din România. Unul proiect extrem de important, pentru că alături de domnia sa mai sunt și alți profesori și academicieni în această Uniune. Și tot mai mulți vin în această Uniune și am avut bucuria că în zilele recente, plecând de la afirmația lui Dan Fruntelată, dacă îmi spun numele acesta ceva, un mare jurnalist, un om de cultură, un poet, un scriitor din România, făcea o afirmație publică într-un program de televiziune la Premiul ZP, că, în sfârșit, scriitorii și jurnaliștii de România au o casă a lor, Uniunea Ziariștilor Profesori din România, ceea ce este foarte, foarte important pentru brandul nostru. Așa că toți cei care sunteți aspiranți să intrați în această Uniune, vă rog să aveți încredere că Uniunea face lucruri foarte, foarte bune, lucruri destul de multe, care să crească prestigiul Breslei noastre. De altfel, în acest an ne-am gândit și la un eveniment special în manifestările noastre publice, convorbiri jurnalistice, după acele convorbiri literare binecunoscute, ne-am spus convorbiri jurnalistice, în care să prezentăm marile personalități ale jurnalismului românesc din toate timpurile. Și rețineți, când vorbesc de jurnalismul românesc, înseamnă și acest spațiu de est, dacă vreau să spunem așa, da? Adică această Românie, aici, acasă, da? Și avem mari personalități din toate timpurile. Și din perioada interbelică, dar și înainte, de 1830, și peste perioada comunistă, perioada aceea grea încercată și aici, și în perioada pe care o trăim astăzi, în această democrație, probabil mult prea liberă sau mult prea sălbatică decât ne-ar plăcea sau ne-am dori să fie. Și pe aceștia trebuie să-i facem cunoscuți. Asemenea, exerciții de covoriți jurnalice vor fi cu siguranță și în acest spațiu aici, pentru că avem har Domnului de vorbit despre făcătorii de ziar, mari scriitori, mari contributori în acest spațiu, care au făcut gazetărie și care au contribuit la acest spirit românesc care se păstrează aici. Trec mai concret. Vasile a venit cu listele celor care se revendică a fi membrii ai Uniunii, pentru că au și documente la noi.
a venit și cu număr de 8 alte dosare. Și aici e problema. Pentru că suntem în această reconstrucție, bun, atenție, nu că e o problemă, cred că nu depășim, e o chestiune, da? Aceste dosare, știi, nici nu prea place să folosesc termenul, să zicem mapă sau cum vreți, dosare se zice de la securitate sau mai știu de la judecătorie, nu? Acele documente care trebuie să fie la dosar, care să ateste personalitatea fiecăruia, acea autobiografie, în termeni simpli, nu în termeni acei europeni care sunt sofisticați privind biografia. Apoi preocupările publicistice, colaborator, redactor, realizator sau pur și simplu creator de publicistică, de jurnalistică, așa cum depinde lumea scriitorilor, nu o să aflăm niciodată că cineva a avut funcția de scriitor. Deci a făcut o creație. Cum creația literară, cum creația muzicală, creația plastică înseamnă un act artistic creator, așa și jurnalismul, am dovedit-o în Parlamentul României că are această componență. De aici și acele beneficii pe care le are jurnalistul pensionar, jurnalistul profesionist cu 15 ani de activitate dovedită că a realizat creație jurnalistică sau publicistică și beneficiază de o indemnizație la pensie încă jumătate. Ceea ce, să știți că a fost o mare izbândă, am reușit acest lucru, o mare bucurie celor care la pensia mică, precum au avut o mare masă de jurnaliști, se mai dau pe încă o jumătate de pensie. Aici este o problemă în ce vă privește pe dumneavoastră de acest spațiu. Aceste drepturi, aceste indemnizații, le primesc cei care figurează drept contribuabil la asigurările sociale din România. Adică să-i fost pensionari recunoscuți și de Casa de Pensii din România. Recunoscuți. Să fie activat. Și sunt cazuri, chiar aici prezente, da? Care au activat în România și au o pensie de 500 de lei sau mai știu cât a dobândit. Nu e mare lucru. Doar că numai cine a putut să beneficieze. Nu vă descurajez. Cred că nu neapărat a fi membru al unui și o profesionist trebuie să fie acea indemnizație. Și în acest punct de vedere, dacă vă spun că dacă în 2012, când am preluat Uniunea, am avut în luna octombrie 429 de membri și până la sfârșitul anului s-au adunat 600, ca și-au mai plătit diferența, au fost jumătate sau 60% aproape pensionari și restul au fost mai tineri. Pe măsură ce am traversat perioada celor 7 ani de până acum, s-a inversat raportul. Nu s-a inversat. Mai mult decât atât. Dacă acum sunt 31% pensionari, restul sunt jurnaliști activi. În presa scrisă, în presa online, în radio, în televiziune, sau pur și simplu autori de cărți de publicistică dovedite prin materialele pe care le prezintă. Deci, nu v-am pus pe gânduri, acum am deschis o chestiune care, din păcate, cel puțin dacă nu se întâmplă ceva, unirea, da, pe care o dorim, o avem în suflet. Dacă se va întâmpla unirea, atunci, desigur, legislația va fi cu totul alta. E nu o momeală. Acum tot să așteptăm, plecăm de aici și zicem, cum așteptăm că mâine pui mai rău cu unirea. Să dea Dumnezeu să fie ceea ce trebuia să fie de 30 de ani. Ceva mai puțin de 30 de ani. Știți, vine momentul care era prielnic. Deci, atunci se poate discuta din toate punctele de vedere și acest aspect. Până atunci, ar dori ca cei care faceți publicistică, jurnalistică, ne-ar face plăcere să fiți membri ai Uniunii, să avem activități ale Uniunii, cele de utilitate publică, activități care să nu însemne neapărat întâlnirea noastră sau a filialei, a membrilor Uniunii, să ne lansăm o carte, să ne spunem versuri și așa mai departe. Nu. Filiala, prin membrii săi, prin toți membrii,
să contribuie la unele dezbateri publice, cu public larg, tânăr, ceea ce noi am început, chiar cu elevii de liceu. După câteva luni deja, în unele orașe, am început licee, mergem în facultăți, ne întâlnim cu tinerii, prezentându-le și vorbindu-le despre marile personalități ale jurnalismului. Și, desigur, destul de aplicat, sau mai bine spus, cu multă convingere, cei care rosesc aceste lucruri, o fac cu o mare capacitate și au atras, am constatat, foarte multă lume și tot mai bine este perceput discuția aceasta noastră pentru promovarea jurnalismului. Oameni extraordinari, pentru că probabil într-un procent de 80-80 ceva la sută dintre jurnaliști, de făcători de seară, au devenit mari scriitori în tot spațiul. Nu trebuie să vi spun eu acum. Mari scriitori au fost jurnaliști. Mari scriitori, mari jurnaliști au devenit importanți oameni politici, prim-miniștri. Eu trebuie să vii mai amintesc, da? Miniștri, ambasadori, chiar și în zilele noastre, cum România are ambasadori în Franța și în Germania. Cum un membru al Uniunii este ambasador, doamna Iuliana aici. Da? Deci foarte important persoană este jurnalistul calificat, cel care este dedicat acestei profesii. Să se împlinească toate acestea. Și atunci, dacă mergem mai concret la niște treburi vis-a-vis de Uniune, frate Vasile, trebuie să lucrăm așa cu cărțile de față, să... I-am zis lui Vasile, după ce a fost la noi acum 3 săptămâni, două fete de la noi de acolo, să nu credeți că avem salariate și... Avem două persoane salariate și în rest lucrăm cu oameni binevoitori care vin acolo. Am luat toate dosarele. Sunt vreo 90 de dosare, plus cele noi, și le-am puricat administrativ dacă toate dosarele acelea conțin elementele suficiente pentru comisia de atestare care trebuie să spună da, este membru al Uniunii și profesioniști. Nu vă speriați, să nu credeți că acum selecția asta înseamnă cine știe ce grozăvie. Să se vadă că are fiecare o legătură cu publicistica. Da? Când devine un jurnalist profesionist peste ani, este tânăr acum și scrie și lucrează și are preocupări, nu trebuie să vă sperie deloc, dar trebuie să existe aceste documente, care, din păcate, acum nu există. Mi-e greu să spun și, nu că mi-e greu să spun, mi-e jenă să spun că n-am reușit să facem această lucrare, Vasile, până acum, noi, să vedem cum este, chiar dacă am trimis, iar la acele 8 dosare n-am și făcut legitimația acelora, dar încă nu știm exact ce sunt cu ele. De acest punct de vedere, cred că astăzi, cum zice, cum crede frate Vasile, să facem o evidențiere a persoanelor prezente aici și care doresc să devină membre, sau care sunt deja membri ai Uniunii, să ne punem la punct cu documentația aceasta și după 26 septembrie, după 27 septembrie, rapid, în octombrie, să venim și să concretizăm întru totul această filială. Ca să fim cu capul sus, să nu spunem că e ceva neregulă sau că în Uniune nu știu cine e și cine nu este. De aceea este nevoie de unitate, de înțelegere, de omogenitate în Uniune, lucru care propovăduim peste tot unde mergem. Să știți că și în țară mai sunt unele filiale, unele, câteva, trei, în care mari personalități ale jurnalisticii din cele trei localități importante, da? Tot personalități, nu se prea înțeleg. Își împart calitatea, cel mai bun jurnalist, cel mai grozav, cel mai nu știu cum. E greu să spui și aici, indiferent dintre dumneavoastră și mă număr și eu prin aceea, nu cred că putem să spunem, mă, ăla este un jurnalist foarte, mă, ăla, n-are ce cătoa la cele. Deci este foarte greu să catalogezi așa. Plecând de la premiza bunei intenții pe care o aveți, continuând cu faptul să dovedim în actele noastre a fiecăruia că lucrurile sunt în regulă și atunci să ne întâlnim așa într-un octombrie cândva, nu la un bal al strugurilor, dar la o sărbătoare a strugurilor, că e vremea strugurilor și a vinului, și să încheiem această acțiune.
Sunt impresionate cât de multă lume este aici. Pe o parte dintre noastră îi cunosc cel puțin din vedere, pe alții mai des, care tot timpul ne sunt la București și la Seliu, doamna Raia, să dar nu este cât de bine, mulțumesc, doamna Raia, membru activ în Uniune și are domnul acestea, dar și alții dintre noastră aici pe care îi cunosc. Și domnul Ion, care a fost acum de ani, zile chiar la oreata lui Zeci și o comisește într-o emisiune de televiziune. Bine, acum, tu zici, știi, unicul, știi, dumneavoastră este unicul și dumneavoastră este unicul, știi? Adică eu am treaba asta cu rezerva, hai să nu, eu sunt unicul. Astăzi am plăcut la întâlnire, doamna ambasador spunea, avem aici trei oameni deosebit de marcă, domnul Dinu Lăvan, i-a zis, din Roma Negra, Fințăcar. Fiecare avem calitățile noastre și defectele noastre, da? Deci eu nu vreau să cultivăm, nu știu, un cult sau ceva. Noi suntem unici la defecte, este clar, da? De aceea o să rog pe fratele Vasile, că așa i-am spus de când ne-am văzut și ne-am îmbrățișat și am rămas împreună în frăție și pe strada Păsării Alexandrii Corț cu Vasile Căpățână, în casa unde am fost la el de câteva ori, ascultând cântece lui Ilie și cineva mi-a sustras viu cu muzica lui și a fiicei sale îndrăgostit de piesa aceea, ca și altă muzică basarabeană care îmi place tare mult. Aveți soliști, artiști extraordinari, se văd și la televiziunea românește, la PTV-ul și la toate cele, ce talente, ce tineri, extrem de frumoși să cresc și în acest spațiu. Peste problemele care le aflăm după ce ieșim în această stare și le trăim zi de zi. Să dea Dumnezeu să trecem de ele. Înțelepciune, Vasile, să ne ocupăm de această reorganizare, să contăm tare mult pe prezența excelenței sale Nicolae Dabija și iar nu o să spun, este unic. Este extraordinar că există și că avem altul de noi și pentru dumneavoastră că există aici. Părerea mea venit de la câțiva kilometri de dumneavoastră. Și cred tare mult în forța și în puterea acestei filiale, în faptul că putem să stăm la masă zâmbind, glumind și făcând lucruri extraordinare și să mergem fiecare la locul nostru și să fim bucuroși și să facem parte din această familie a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Vasile! Mulțumim frumos! Președintele